prieteni, azi o să punem flori. Bă, dar ce faci iară? Pe drogul meu. Bă, patrona nu e ajuns, îi mai trebuie un leu să-și ia cafea, uite, are de aia, de 10 bani. Prieteni, mi-a dat patrona să-și ia cafea. Stai că-i dau eu, stai că-i dau eu, dar cine merge? Stai mă puțin. Stai eu, să-i dau stai mă puțin, că nu... Să-mi dau stai galben, că-mi dai... 10.000, dai 10.000. Un leu? Da. Îți dau un promul, patroană. Da. Îi dau un promul, îi dau un promul cu un leu. Se, fără lapte. Ia scurtă de la pare. Da, patroană, ia uite aici. Îți dau și boletinul, dau și un leu, îmi dai leu datorii. David, nu cu aia pe scări. Da, unde te duci? Bă, David, faci mizerie, cine mai mătură? Păi stai, patroană, că David vrea să spună flori în rond. Le pune cătă, David, te lovești. Pe bune, le pune cătă, David. Tu pui pe partea ta acolo și mai vedem. Deci, prieten, vrem să facem gardul ăsta, să-l mopțim acum și noi. Cum a făcut aici în partea lui. Puteți să-l auzi, să-l dăm cu roz, că are patroană cu ăsta roz. Nu. Dar voi ați să pun numai partea voastră. Dar problema este că vom face după 22, prieteni, că n-avem bani acum. Da, să fim și pregătiți. Ca să facem gardul, să vopsim, ne trebuie 30-40 de milioane. Trebuie să fim pregătiți financiar. Și n-avem, că trebuie să vopsim porțile, să dăm cu varbă, cu astea, curtea asta trebuie spălată. Ia pune acolo să vadă mizeria. Da, e. Ia uite. Ce faceți mizeria, lăsați-mă în pace. Ce-i mizeria, ai patru ani? Ce? Ia zi, patru ani. Lăsați-mă numai pozat, pozat mizeria. Făceți treabă dacă vreți. Luați pracul, râcăiți tu cu Mihaela. Râcăie gardul ăla, uite, trebuie auzit. Stai, patru ani, că plecăm la București și când venim peste o lună. Mai vedem noi. Aha. Avem timp destul până la Paște. Păi da, ce ne grăbim? Unde ne grăbim? Hai uite. Să vedem mistiile, să râpim. Da, uite, spune. Să facem roz, că tot ai vopsea roz. Lasă-mă, Alina, stai. Nici nu mai cumpăr, mai bani. Păi ce vopsea roz are? Are. Ai? Bă, nu îmi trebuie vopsea roz. Să nu faceți așa ceva. Că trebuie vopsea de exterior. Ai făcut la mine camera și de-a. Nu, nu, nu. Luăm vopsea de exterior, roz. Uite, duci 4 ani. Aici, de la mine, ca să... Nu, Leo, că tu ești operat și nu ai nevoie să faci efort. De la mine, mă, băiatule, mă, să sap. Copilul nu te lasă, Leo, să faci efort. Nu, înțeleg că ești operat, nu ai voie. Păi merge, dar tu nu știi, David, de asta de ce a căzut? Păi, eu n-am dat-o jos. Dar cine a dat-o jos? Cătă. Cătă. Ori băieții ăia, când au scos plantele, cătă. Uite, cătă, al meu, unde s-a dus el după cafea? După cafea. Să... Ne apucă așa noaptea cu florile. Roz, da, dar îmi place asta roz și cuptorul tot roz l-am făcut. Păi vopsea de asta are aline. Da. E asta. Păi să vopsim porțile. Da, trebuia porțile roz. Se vedea frumos. E bune, e roz. Chiar e frumos roz, prieteni? E frumos. O să vă întrebăm dacă să vopsim gardul, nu gardul, porțile de fier, să le pozim, să le facem, să le vopsim roz. David, nu te duci. Ce să iei? Acolo din garaj? Păi da, că vreau să aduc mătura, că după aia să strângem frumos, că acum dacă dăm așa cu sapa... Să văd ce e garaj. Să nu cazi. Nu, nu cazi. Ca să adun, să adun mobila în patroana aia care... Vedeți încet. Care a zis că poate ea... Mai puțin, David. Deci asta nu mai rămas? Ăsta mai rămas, mi se pare. Trebuie becea, nu mai trebuie, ca să facem gardul acolo la voi, da? Și aici nu știu ce mai rămas. De unde e canapeaua? A fost un cas acolo, nu știu. Bă, v-a furat patrona și canapeaua. Dar n-a fost la voi asta, a fost la ea în casă. Da, la ea, nu, nu-i de la noi. Nu-i de la voi. Nu. Vezi capul ușor, că uite, aia e în dreptul capului. Cauciucul de astea, dar nu mai am aș. David, nu mai lua și asta, gata. Aici, aici ar trebui aranjat. Da. Vezi, la final trebuie montate frumos, dacă tot le ține în garaj, da. Să le pună... Păi fie de tare și grise în garaj și tot. Și pun o mobilă de sus, de la ea, din depozit, o bag aici. Da, și are loc. Și fac o cameră. Dacă le strângem frumos într-un colț, intră. Da, pot să fac bucătărie lui patronul de vară. Da. Îi fac bucătărie aici.
ca să nu mai mănâncem în cotăria aia și mănâncă aici. Era tare. Pe bune. Da. Sau să spui... Hai că s-a întors. David, ușor. Ușor, ușor, ușor. Bătorin. Ce-ai făcut? Am luat cafea. Lasă-o că vine. Ia vină în față, ia și tu. Bătorine. Bătorine. Ia lopata și du să facem asta. Ce să facem? Asta de săpăm? Da. Da, să te ajut ia. Asta că tu... Că tu ești vreau și de să faci. Da, te să fac aici, adevăr, ca să punem... Să punem flori. Dă-te, David. Dă-te, mamă. Că vă loviți așa. Da. Panseluțe și afară trebuie puse, acolo în față. Și aici în față. E bun aici, că e pământ bun. E moale. Da, da, da. Aici l-a pus patronul pământul ăsta. Patronul a făcut astea. Nu lăsa pe nimeni să pună mâna aici. Doar el făcea. Și punea florile. Băi, băi, așa uite că-ți faci mizerie pe aici. Băi, totorile. Uite, am făcut mai bine, că eu iau un cent. Băi, totorile, dar cine te-a bătat să stai? Da, îți păsat David tu. Olga m-a învățat. A, Olga? Originala. Tu ești originalul, Catalin. Mama mea, Olga. Băi, tu... Băi, David, vină în coadă. Vină lângă mine. Vină lângă mine. Pune acolo, David, lopata să nu te lovești ea. Pune-o jos, mamă. Dar nu în drum, pune-o aici, pe scară. Așa, bravo. Gata, rontul ăsta. Ia-o de acolo, ia-o de acolo. Ia-o de partea aia. Ia, vedem aici. Da, dottorine. Dor, ca de poarta. Cine? Alo? Cine? Bă, cine împinge așa de poartă? Marco. Ah, Nani, Nani. Mă rupe poarta. Nu mai merge. Ai venit să ne ajut să săpăm rolturile. Da. Senior? Să nu le te plătești. Punem flore aici, nu să nu. 20 de milioane pe zi. Aaaa, e fort. Un milion de lopate. Auzi, dar de ce nu-i dai tu șuncă? Că un par de vin și fără bani. Așa că da. Ce e acolo? Păi ești nebun. Agent. Bă, uite o profetă, stai, stai. Nu cred așa ceva. Galben. Yo. Oh. Oh. Bă, nu e bine să puneți voi mâna. Ești nebun. Ia, ia desfăi, desfăi să vedem ce e. Stai că desfăi, stai. Ia, ia mai vezi, ia mai vezi acolo. Da, mai vezi. Mamă. Doamne, vezi, vezi că dai cu ea pe, cu demorul pe... Ia dă-i mai bine! Doamne ferește! Doamne ferește, băi! Nu mai e! Eu, dar de unde știu? Nu știu. Păi de unde să știu? Nu mai e! Nu să știm, noi am vrut să punem flori! Ia stai! Ia stai, tacă, vină-n coace! Ia! Da? Lasă-l pe căta cu... A stupat acolo. Torine, vino cu a. Doamne. Ia. Ia, ia, stai puțin așa. Ia vezi. Patrona, patrona. De patrona. Nimica, ascunde, ascunde. Ia, patrona, ia cafea, patrona. Patrona, ți-au găsit galbenii. Ia să vedem. Ia să vedem. Ia, patrona, unde ai zis că nu mai e nimic. Ia. Ce e la mă? Tu știi ce e ăsta? Argint. Nu, mă, la argint, tu gata, ce-a stat ăsta? Tactai, ca doar să stai, tactai. Ce-i patrona, ce scrie pe el? Da, unde-l găsuresc? Era titlul de patron. A-T-H-N-E-E, Atene, Arsenie. Palas, Palas. Arsenie, Boca, nu? Mă, era de patron, titlul. Ăsta e de la... Unde l-a găsit? E de la castelul, de la... De la... Atena. Bă, știi ce scrie ia, ia. Aș mut-o, că șunile sarcumare, aș mut. Bă, ăsta-i tactai, mă. L-am găsit în pământ. Ce tot căutat, bă? Ia-te să tactai. Să vedem, patroană, că tu ne minți. Bă, să nu săriți aici pe ăsta. Patroană. Dar ce trebuie să mă iei de la mine? Da, singură, patroană.
Bă, e vina pe ea, e mare. Nu ce cred așa. Ce tot mamă, de-aia ai venit acolo? Bă, bă, bă. Stați așa. Stați, stați așa, că vă dau și vouă de neidabil, că tu ești moștenitorul. Bă, asta are rubin aici. Tu ești moștenitorul. Are diamante. Vezi? Mă, de-aia ai venit acasă. De-aia? Uite, mi-a scos Dumnezeu în cale. Că să fac rondurile pentru... O, David! Păi dați, domnule! Păi da, dar nu fura! Îi ia-ți de argint! Că nu e bine, că împărțim astea, că... Dacă tu ești moștenitorul, și tu iei din ei. Îmi dai și mie leu. Îi dăm și lunanii unul. Ăștia sunt de argint. Stai puțin, ia vezi, și ea, că sunt vechi. Îmi dai de al groi, din ăla, aur groi. 1314. Ia să vedem, ia. Bă, ia să vedem, sunt vechi, din 1314. Stai puțin, Cătălin. Mama, stai de-a să stai! Bă, și mie, hai tot. Po. Ia stai să mă ușu. Ia bă, stați puțin ca să prezint și eu aici la lume ce am găsit. Mama, de ce mă scupe? Am găsit, uite, patru de ăștia groși de aur. De-aia vrea să părâm din 8 tot, să faci curat. Mă, de-aia venit acasă. Nu, patru ani, lasă-mă. Leo, ai zis să ne dai și nouă, acum îi bagi la poli. Nu, o să vă dau. Aha. O să vă dau și vouă. Ăștia sunt ai lui Leonardo. Nu o să vă dau, dar trebuie să vină și Leonardo ca să-i împărțim. A, da, bine. Ai înțeles? Vino-ncoa! Bă, vino-ncoa! Bă, cum să iei tu asta? Dă-mi coace. Că ăsta trebuie... Ce ăsta trebuie ție? Ce faci? Ăsta era lui patron. Era frumoasă asta. Asta e din ăla de legi. Bă, tai. Da, dar ăsta era lui patronul, din pe patronul din el. Da? E de argint. Știu, e un de ăsta foarte vechi. Unde și asta ce e? Platină. Dar văd că e un rubin, văd că e un diamant albastru aici. Unde? Ia să vedem pe camera. E un diamant albastru aici. Băi, da, vino în coace, hai vino în coa. Wow. Hai ca să-ți dăm și ție, hai vino în coa. Bă, cu cine cumpăra? S-a cumpărat, David, și-a plecat. Da. Eu. Nu, băi, cătă. Am mai mult, David. Hai, dă-i bătăi și stai pe continuare, că astea... Vedem noi ce facem cu ele. Dă-i, du-te și stai pe continuare. Bunle, lasă mijarea. Cine ia vorbite cu mine, nu cu Leo, că n-are Leo. Leo n-are, la București are mâncare. Patroană, norocul meu. Uite, căsură de la Leo. Nu, e norocul meu. Uite, era bine de buzunar acolo. Ne până cine cumpără argint? Bă, mă. Hai de Cătăline, sapă în continuare, poate mai găsești. Are cineva care... Am dat de ciment, nu cred că mai e. Hai tu bine, aranjează. Numai dacă spargem cimentul. Aranjează acolo ca să punem în noi. Cu vorbește românește. Am lăsat la Cristi, că eu plec la București, de-aia am lăsat la Cristi. Ca să știi și tu că nu rămân cu tine acasă. Să rămâi tu, nebunia ta. Cu ce n-ai ciupeli? N-ai ciupeli, nu mă interesează nimic. Mie, nebună. Da. Lasă să rămâi acasă. Nu-mi spui la aia unde ai luat-o de la... Nu mai spune, nu mai vorbesc. Îți dau cu parul. În cap îți dau. Pare din canegaje. Taci din gură. Nu ți-a rușine, nu mai vorbești și tu peste mine vorbești. Hai vorbește. Vorbești singur aici și du-te și lasă-mă în pace. Vorbește singur. Ce înseamnă asta? Hai. Bă, Cătă, unde ai pus telefonul meu? Ia-l pe David, du-te că-i dai și lui un galbun. Cătă, unde ai lăsat telefonul? Te-ai pus să-mi părâi de acolo? Ai luat apă. Bă, tu vrei să furi? Băi, David. Dar ce ferit. Hai, lasă, patrona să împarte cu Leonardo. Da, patrona să împartă cu tine, aia eu pe patrona. Leonardo a fost cameramanul ei. Ah, da, tu ești cameramanul, hai vin înapoi. Așa, da? David, dă... Să-ți dai demisia, David, să nu mai filmezi. Auzi tu, patronă, bruie, patronă. Lasă-ți ia patrona cu Cătă aici, ia vezi dacă acolo, să-ți ia patrona. Uite, acum stă și păzește loc. Înseamnă că știa și ea de aici. Gata, tá aqui. Virou um pacote de telefone.
Păi ce înseamnă asta? Ce mi-au făcut aia? Nu știu, i-a ținit un pic. Băi, da, dă-i treabă, dă-i treabă. Gata. Gata, l-a ridicat. Da, și ce? Ia stai, să intre aici. Să nu cadă pe cineva. Trebuie fixate astea. Ia vezi câte minute aici? Avem 15. Mai trebuie, mai trebuie. Trebuie fixate astea. Unde le pun astea? Gata, uite, dulapul ăla. Ia, bagă-l mai bine, că eu l-am băgat cum am putut. Să nu cadă. Le pune aici la medicamente, nu? Da, că acolo nu se gândește nimeni. Da. Bine, bine. Până mai târziu, să vedem. Poți să-mi dai și un galben din ăla? Nu pot acum. Să-mi iau și un port. Nu pot tema acum. Nu pot și da. Galbenii sunt ai nu, prima, nu 4 ani. Alu 4 ani. Ai cui sunt galbeni găsiți tot aici în curte? Tot ai mei sunt. Ai făcut aia? Bravo, tutorie să-i dat. Păi stai așa, stai că nu e bine. Ce? Nu se bine puse. Nu se puse bine, stai, stai. Trebuie asta la mijloc. Cine te-a dat la mijloc? Ah, ma da. Da, asta trebuie la mijloc. Dă-te, dă-te cât te lovesc. Da? Dă-te. Da? Așa, stai puțin să pună tutorie nu aici. Da, nu le-au asamblat cum trebuie, că bravo, la mijloc vine, cu desenul ăla. Bine, dar parcă nu e bine nici cu desenul. Ba da, acum e bine. Nu e bine. Ba da, că așa e și la noi, la cameră. Păi da, da, e... Nu pot să cred așa ceva. Am găsit o casetă. Da, ia să vedem caseta. E de la... ciubirea multiplicat și difuzarea publică a acestei înregistrări sunt interzise. Turcman. Filmă tare. Da, să vedem. O casetă. Trebuie să găsim un casofon, hai. Cătă, păi, bagă-l întâi până la jumate și după aia pe la jos. Așa, bravo. Și ăla la jumate. Ăsta e bine aici. Ăla, da. Nu e bine. Cred că o fi ăla. Ba nu e. Ăla de jos. Ia bagă-l pe ăla la mijloc. E ceva în regulă aici. Nu, pe la mijloc acolo. Trebuie să fie desenul ăsta cu rotundul. S-a umflat din cauza la asta. Nu știu dacă s-a umflat din cauza la aia, dar s-a umflat că e multă greutate pe... Da. Pe s-a lăsat ăsta. Trebuie să facem rost de un bec, Cătă. Da. Cătă, bine, trebuie să facem rost de un bec. O, gata. Da, așa trebuie să vină. Dar parcă nu e bine nici. Ba da, că e desenul complet acum, vezi? Uite-l. Vino cu aia să-ți validez. Nu. Hai, vino cu aia. Ia caseta asta tu. Ia caseta asta, ți-o dau ție. Sunt melodiile cu Carmen Șerban și Adrian ce le cânta pentru mine de mult. Știi ce e asta, David? Ai prins au. Așa ceva? Noi de mult când ascultam muzică, băgam asta în gastofon. Nu CD, nu era YouTube, nu era nimic. Ăsta era YouTube atunci. N-am casetofon, decât că îl fur pe ăla la luat. Care? Are două ramari. Hai, du-te fură. Păi nu mă duc acum. Unde e patru ramari? Patru ramari, e aici. Unde? Gata? Da. Ce faci, mă? Ce faci, pace. Miliard. Lasă-ne cu miliard, e star cu ea, mă. Nu știu, al patrona. Păi și ce este pe patrona? Cablu? Da. Bă, unde e cablul meu? Eu aveam cablul la telefon. Aveai și tu cablul de la, dar unde l-ai lăsat? L-am dat. L-ai dat, parcă. Nu știu dacă l-am dat sau aveam cablul de la. Chiar nu știu. Dar aveam originale ori. De cine ți-o rape pe pământ? Patrona? Mie mi-e pic, ție nu ți-o prind. Patrona? Am și o întrebare, de ce ați pus masa asta aici în mijloc? Patronul a pus-o, ce tu ai cu ăla? Păi e patronul pus. E foarte frumos, prieten, masa a pus aici. Dar ia vedeți că e masa asta de marmură. Da, e de aia groasă. Deci e o masă de marmură. A, da? N-am vrut să împărțiți cu mine din rondul ăsta. Da, lasă că mă duc și sap tot rondul ăla de afară. A, bravo, hai du-te, ia lopat. Dacă mai găsești ceva, să vii să mă anunți. Da, hai
maica de mă anunț eu pe maica, am plecat în Toronto și am dat de decimil. David, am dat de marcă. Nu afară singur. De afară. De afară. Da, du-te acolo cu David. Bani nu cred că se pune cineva afară ceva. Nu, no, n-avea cum la stradă. Uite, nu opțam și noi rotul ăla, te luăm opțama de afară. Hai, dar te-l optăți cu mine. Ce să vă zic? Rotul ăla de afară, lanțul de la rond. Pe am opțavi și în el. E ceva în rond? Lață că nu e nimic acătă, nu mai căuta. Căutați tu cu Leo să găsiți de-ajeaba. Munciți, făceți gardul ca să luați bani. Ai pus cheanța la ușă? Am pus. Merge? Am pus, dar mai trebuie să mai pun și locurile. Că a zis Luci să nu mai umblu eu, că vine un om specialist dar să pună o cleanță. Vă cumpărați-mi niște baghete de alea de pus pe sus. Unde sunt? De pe sus. Păi le-a pus. Păi și mai ne trebuia încă aici. Mai trebuie, că te mai duc mai cu. Nu, dar aici n-are? Aici la noi n-are? Hai mă! Hai cu mine, Totorino, trebuie să mergem în oraș. Totorino, trebuie să mergem în oraș, ia duce. Ia vino și mătoare. Iată, Cărgilor, ține pământ, vino cu acesta. Lasă-ți în cație. Meu, ce modern mă găsi o grobă? Păi tu după aia faci un vlog să stinge telefonul, iar îl bași la încă. Ia să mergem. Ce să luăm aici? Aici trebuie. Păi da, unde? La cum fac acolo? Gata. Da. Uite pe aici trebuie să rubesc ca să baghetă. A, păi da, câți aici câți n-am mai pus ca să pună la baie. Da, trebuia o ruletă să măsori cătă. Stai așa, așa, că-ți spun eu așa aproximativ. Ia pe zătă, la bagheta asta, deci are cam 2 metri. Și cât trebuie aici? Și de aici e 1 metru, 2, 2 baghete, bă. 3, 4 și cu 2, 6 baghete. Da. Și mai pui și pe astea? Unde? Nu. Pe colțuri, în colțuri. Sau pe și pe colțuri acolo. 6, cam 10 baghete. Hai. La 10. 10 baghete. Și uite și aici trebuie. Dar aici punem atunci. Îmi pune tapetul. Da, aici trebuie tapet. Ce? Aici trebuie tapet neapărat. Da. Ușor, David. Ce mai cam merge greu, vreau. Da, prieteni, nu fa, bă, nani. N-am cu cine să facă parte. Cu cine? Cu mec? Cu cine? Hai că bine venim acum. Bă, Line, ce vă pup, prieteni, vă pup. Ne vedem mai târziu. Închidem. Cătă, hai să închidem.